Emma Raducanu, tenismena în vârstă de 20 de ani, nu a avut în 2022 sezonul de confirmare pe care întregul regat unit îl aștepta după victoria sa la New York din toamna anului 2021. Fosta campioana a Open-ului american nu a reușit să lege mai mult de două victorii până în partea finală a stagiunii, când a jucat semifinala în competiția de la Seul. Între timp, Emma Răducanu a apărut pe coperta revistei Grația, pentru care a declarat că prioritizează stilul de viață profesionist de care are nevoie pentru a își conduce în ordine cariera de jucătoare de tenis. Niciodată nu am ieșit în oraș, nu am făcut niciunul dintre lucrurile normale pe care le fac tinerii. Între antrenamente și călătorii, stilul acesta de viață necesită timp pentru a te adapta, dar îmi place să fiu pe cont propriu. Pentru mine este întotdeauna vorba despre imaginea de ansamblu. În cariera mea m-am descurcat destul de bine în raport cu alți tineri. Sper să pot juca mai bine de un deceniu de acum încolo, inclusiv după ce împlinesc vârsta de 30 de ani. A declarat Emma Raducanu pentru revista Grația. Emma Raducanu ocupă în prezent locul 75 în ierarhia tenisului feminin mondial conform ultimului clasament transmis de către WTA.